Sinagoga din fabric este una din bijuteriile Timișoarei, a cărei degradare o vom opri prin aceste lucrări. Sinagoga este un punct cheie în proiectul nostru de redare a strălucirii de altădată a cartierului fabric. Atât spațiul public din jurul sinagogii, cât și sinagoga urmează să fie reabilitate și deschise comunității, transmite primarul Dominic Fritz. Lucrările prevăd izolarea temporară a acoperișului pentru a opri infiltrațiile, înlocuirea burlanelor, sprijinirea sau desfacerea elementelor interioare sinagogii pentru ca acestea să nu cadă, precum și intervenții la structura de rezistență. Vitralile și elementele decorative cu valoare istorică vor fi date jos, inventariate și protejate pe perioada procesului de reabilitare. Primăria pregătește